Acum, evident, începem și noi cu o fascinantă poveste de dragoste. Este vorba despre doi oameni care par a fi predestinați unul pentru altul. Gheboasă este acum aici împreună cu iubita lui Maria Luiza. Să intre tânăra familie! Iată! Iată, Ghebasa s-a ținut de cuvânt, s-a întors de la Survivor și a dăruit un cadou iubitei. Te pup, ce faci? Cum ești? Foarte bine. Cum ești? Sunt foarte bine și sunt foarte fericit că am reușit să vin din nou la tine să te revăd. Eu mă bucur mult de tot. Data trecută nu eram aici. Era Adela, nu? Când ai fost. Iar da. Mă bucur că ne întâlnim. M-am întâlnit în schimb cu iubita ta, când tu încă erai la Survivor și plângeai că vrei acasă. Da, da, da. Haide să luăm un loc aici. Hai pe canapea. Haide pe canapea. Pe Hepilica. Haide aici pe Hepilica să luăm loc aici. Salut. Ce ai spus tu când erai la Survivor? Că tot ce îți dorești este să ajungi acasă, da, și să o faci pe iubita ta fericită, să-i dăruiești un copil. Și uite ce copil i-am dăruit. Bă, băiatule, bă, deci imediat a apărut și copilul. Imediat a apărut. Uite, Cătălin, acest câine se numește Achim. Achim? Da, Achim, și este cadoul, da, pe care l-am făcut eu iubitei mele de ziua îndrăgostiților. Bă, da, e frumos tare de tot. Tu îți doreai un câine? Da, de foarte mult timp. Și îți doreai așa un bulldog francez? Da, e câinele meu preferat. A, și tot timpul îi spuneam că vreau. Și nu... Voi stați împreună? Noi stăm împreună, da, și ea voia câine, eu voiam pisică și tot așa ne băteam ca și câinele și cu pisica și nu știam ce să luăm. Și până la urmă a câștigat. Băi, na, îți dai seama. Am zis că dacă tu a venit ziua drăgostilor, hai mă să iau, păi să iau cine și cine este tată cu el dimineața afară? Că trebuie să stăți afară dimineața. Și eu și el. Opa. Amândoi. Că acum și muncește și ne e puțin mai greu cu timpul liber, dar... Pentru câine, sigur, se face timp să-mi spate. Deci mă gândesc la tine așa, viață de artiști, concerte, te întorci seara, păi ziceai de că dori și eu un pic mai mult și acum, pac, stai că l-avem pe Achim de dus afară. Păi da, da, nu știu dacă ai văzut și dacă știi, idolul meu e Dorian Popa, știi? Pe bune, deci... Vorbesc serios, idolul meu e Dorian Popa. Dorian Popa este un băiat extraordinar, senzațional. Tocmai, și tocmai pentru motivul ăsta... Mi-a luat și eu un câine ca să am și eu. Mi-a luat și eu un cheluțu, da. Toată cu gheboasa. Da, e foarte frumos. Da. Dar știi ce vrea să zic? Trebuie să ai grijă pe unde îți lași încălțămintea sau ceva. Nu, da, ți mănâncă și returile? Rupe tot. Nu, rupe tot. Nu cred. Rupe tot. Și bine să nu facă nici aici în emisiune, că mică o face acum și... Mamă, deci eu mă uit la el, uite de ce privire fioroasă are. Adică uite-te la el și a ridicat și urechile. Adică eu cred că se poate întâmpla un atac. A început să miște și din azi. Deci oameni buni, fiți periculoși și nu lasă cei de acasă. Stați mai departe de televizor, că poate iese prin televizor. Bă, dar e frumos, mă, pe cuvântul meu. Chiar e frumos, Cătălin, chiar e frumos. Frumos tare. Eu asta spuneam, că uite, când vorbim de 14 februarie și de ziua îndrăgostiților, mie mi se pare că la tine e dragostea supremă. Chiar e dragostea supremă. Super supremă. Show, super audiență, unde te descurcai senzațional, erai foarte bună, toată lumea te iubea acolo. Mă descurca zis... foarte, foarte bine pe traseu, Cătălin, pentru asta mi-a plăcut Survivor. Mie încă pot să zic că mi-am făcut o impresie despre ce am trăit acolo și așa. Și mi se pare că e cea mai frumoasă, urâtă experiența mea. Dar mă refer că e urâtă doar pentru că trebuia să stăm pe insulă să nu mâncăm nimic. Dar frumoasă, că era competiție și îți plăcea, te simțeai bine și acolo. Îmi place pentru că sunt foarte competitiv. Și s-a văzut, rând, adică erai bun, băi, erai mie bun. Mie plăceau colegii rău de tot, Cătălin. Mie mi-a plăcut echipa mea, frate. Eu, oamenii cu care am fost acolo, eu iubesc și am creat niște sentimente... Vai, vai, vai. Dar pe tine dorul de ea te-a dus acasă. Dorul de ea m-a făcut să vin acasă, azi nu mai pot să mai stau fără tine. Dacă vezi cum la noi la Rom... Cum v-ați cunoscut voi? Ia zi, hai că-ți povestesc, că tu știi, la noi la Rom ai văzut cum e. La 14 ani, gata. Știi? Și eu cu ea de la 14 ani, ce să mai... Deci cum v-ați cunoscut? Păi ne-am cunoscut că eram la noi în oraș, că am unde se în Târgoviște. Și ieșeam în parc la școală, acolo. Și eu acolo veneam și ea cu prietena ei și eu veneam cu prietenul meu. Și prietenul meu cu prietena ei, eu cu ea și... Nu cred. Da. Tu ești cu 2 ani mai mare decât... Da, da. Exact. Atunci era discrepanța prea mare între noi, că eu eram a 8-a, adică și ea a 6-a și era nasol, cred, știi? Cred că aveam 12 ani, nu știu, 13 ani eu și el. Mă, deci ție atunci îți plăcea de ea. Și atunci, asta mi se pare foarte de relația voastră a început, când tu erai un băiat care nu cunoștea, nu aveai succes, nu te cunoștea nimeni. Da. Și? Ieșeați pe ascuns, știau părinții? Nu, tocmai părinții noștri, și a ei mai mult. Nu ne lăsau, știi? Pentru că era nasol, în primul rând, ea era prea mică și, în al doilea rând, eram și din cartiere de-astea diferite. Ea era din Prepeleac, eu sunt din Șerpărie, adică astea, niște cartiere care se bat. Din centru, cum ar veni, nu? Eu sunt mai din centru, dar tot în țigănie și era mai la marginea orașului, tot în țigănie. Și nu vreau părinții să vă întâlniți. Nu voiau, nu să vă... Niciodată ursar cu spoitor. Nu merge ursar cu spoitor, știi?
Era un conflict. Da. Era un conflict de ProTV cu Antena 1. Exact, cam așa, cam așa era, pe bune. Și Antena 1 cu ProTV au făcut un copil. Bun, și până la urmă, când au aflat părinții de voi? Sau cum a fost? Da, aflau mereu și când aflau pe mine, nu mă mai lăsau să ies din casă. Erai pedepsită? Da, eram pedepsită, am luat și telefonul și tot și ieșeam noaptea, așteptam să doarmă ei și ieșeam din casă. Și tot mă vedeam cu el cumva. Bă, când e dragoste, e dragoste, n-ai ce să-i faci. Dar ție ce ți-a plăcut cel mai mult la el? Nici nu-mi dau seama. Hai, că era copil, era așa foarte, era foarte amuzant, așa, era foarte... Avea el ceva lui, ce nu aveau alți băieți. Cum te-am cucerit cu adevărat. Cum? Că îți cânt la ureche în fiecare seară, rime pe loc. Și asta, da. Adică se făcea cântece pe loc? Îi făcea cântece pe loc, așa, după ea. De când era copil îmi făcea, da. Da. Dar voi de când sunteți împreună, v-ați avut și momente în care v-ați certat să stați despărțiți sau să existe certuri da. Între voi? Da, da. Pentru că aș fi ipocrit să zic că nu există certuri în fiecare casă. Pentru că în fiecare casă sunt certuri, dar momentul în care ne certăm, e tot un moment al nostru, pentru că după împăcarea e și mai dulce, știi? Și după când te împaci, zici, bă... Dar tu nu vezi viața fără ea. Nu, dar nici fără mine, adică nu ne vedem. Păi stai un pic să o întrebăm și pe ea. Eu vorbim și pentru ea. Lasă să răspunde și ea acum. Îți vezi viața, Maria, fără Gheboasa? Nu. Dar, Gheboasa, cum e un nume? Numele tău care e, de fapt, un buletin? Gabriel, nu? Gabriel Emil. Și Gheboasa de unde? Vine de la... Deci, ca să-ți explic exact, mie mi se zicea când eram copil Gabi, ca așa îmi spuneau și familia mea și prietenii, și tataia fiind în vas lui, mi-a zis, băi Ghebe. Și am zis, bă, mi-a zis Ghebe, ești nebun cum sună. Și a auzit un prieten, zis, băi Ghebe. Și am crescut vreo 7 ani cu Ghebe în cartier, așa că eram micuț, nu mă lăsau părinții să ies de departe. Și am crescut cu Ghebe până acum, mai mare, recent, până să apuc să fac muzică cu puțin timp, mi-a zis un tovarăș, băi Gheboasă. Mamă, și-a rămas așa, Gheboasă, și mi-a spus șmecheroasă, și ăla de șerpăroasă. Gheboasă, șmecheroasă, șerpăroasă. Și de acolo ți-a rămas. Și acolo a rămas, gata. Gata, perfect. Dar știi ce vreau să te zic, mai acum, de ce te așteptai să doarmă aici, pe unde fugeai? Dacă se trezeau și vedeau că nu ești în casă. Eu stăteam la casă. Da. Și aveam casa foarte mare și camera mea era la foarte mare distanță de camera lor. Și așteptam să doarmă, mă uitam să văd dacă ușa închisă și ieșeam pe ușa mea, pe și partea mea. Și nu s-au trezit niciodată să verifice nu. Dacă ești? Nu, niciodată, dar la un moment dat cu timpul s-au prins că ieșeam din casă. Și au încercat să împiedice? Da, normal. Iarăși a rămas fără telefon, iarăși da, nu aveam telefon niciodată, din cauza lui, că mă vedeam, niciodată nu aveam telefon, deci nu exista asta, telefon, eram copil fără telefon. De ce? Pentru că te vedeau părinții cu el? Da. Și nu vreau să fii cu el? Nu. Da, nu, acum nu, tu îi cunoști pe părinții Mariei? Noi mă cunosc cu părinții, de când sunt copil, dar cum nu m-au acceptat, acum când m-am făcut mare și-au dat seama că suntem mari și noi, putem să decidem pentru noi, și-au dat seama că e o foarte bună alegere pentru Luiza să stea alături de mine, plus de asta, eu nu sunt vreun infractor sau vreun om pur și simplu după stradă, adică eu chiar muncesc, încerc să-mi câștig existența și să fac o carieră. Îmi place de și-au dat seama că noi suntem făcuți unii pentru alții. Și asta, și-au dat seama că și băi, nu mai avem... Și le-ai zis, băi, cum i-ai zis? Tata socru, mama soacră. Nu, că eu ziceam că e cuscra. Cuscra, ziceam cuscra. Și mie, adică, la început, după ce ne-am împăcat oficial, ne-a fost foarte... Foarte greu până au auzit părinții. Și după ce și-au dat seama că noi chiar ne-am împăcat, că vedeau că mergem la sală... Păi stai un pic, că voi practic v-ați iubit foarte mult, după care ați avut stop relație, o pauză. Da. De cât timp? Nu știu. Un an, doi, da. Cam așa. Un an ceva în care tu ți-ai făcut alte relații și Maria tu alte și relații. Și alte relații. Da. Da. Mamă. Și ne-am împăcat acum un an. Exact, de un an de zile, suntem împreună la zi de zi. De un an suntem zi de păi zi. Și zi tu stai un pic să te mândre. Când Maria era cu altcineva, tu știai că e cu altcineva? Da. Dar și eu eram cu altcineva și nu mă deranjea, venea la mine acasă cu iubitul ei. Băi, mă jur, era la mine acasă cu iubitul ei și stăteam cu iubita mea la mine acasă. Și noi eram doar foști în ochii noștri, pentru știi? Că noi am rămas tot timpul prieteni, că a fost o relație așa de copii și nu... Exact, și noi am rămas tot timpul prieteni, adică... Adică tot timpul am păstrat legătura. Exact, n-a fost relația cu ură, știi? Să ne jurăm, să ne omorâm, să... Vreau să-mi dai înapoi ce ți-am dat, vreau să nu... Da, deci voi erați foștii prieteni care stăteați de vorbă cu actualii voștri da. Iubiți. Da, da. Și? Și așa a fost să fie până păi când... Și până când v-ați dat seama că de fapt nu mai sunteți doar simpli prieteni. Da. Tocmai. Da, dar noi ziceam eu îi ziceam de când eram copii. Eu o să fiu soțul tău, tu o să te măriți cu mine. Nu credeam în chestiile astea, că noi glumeam, ne jucam, ne știi? Tu uite că s-a întâmplat să fie. Câți ani e acum? 21, aproape 22. Mulți înainte. Mulțumesc. Și la tu, Maria? 19, aproape 22. Mulți înainte. Mulțumim. Și gata, acum părinții s-au obișnuit și au înțeles da, cum stau lucrurile. Nu, acum părinții mei iubesc foarte mult. Adică exact. Eu dacă mă duc acasă și mă duc fără el, nu există. Exact. Unde e el? Deci, de ce chestia asta la un moment dat, deci o pedepseau ca să nu se întâlnească cu tine. Făceau absolut orice să nu se întâlnească cu tine, iar acum unde e băiatul ăla? De ce nu și mai vine acasă? Nu, în cazul în care cere ei, ia bani părinților ei. Dă-mi și mie 100 de lei, dă-mi și mie 1 milion, 2, mă duc nu știu unde.
Păi să vezi, mamă, că n-a... Mama vrea ghebe, mamă. A, pentru că pega pe capote acum. Și imediat scoate. Când aude că e vorba de mine și am nevoie de ceva, imediat scoate, știi? Orice, da. Deci, practic, acum ai devenit, te-ai băgat pe sub piele, gheboasa, da, șerpăroasa, s-a băgat pe sub pielea părinților și a devenit și el copilul al lor. Da, 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 exact ca copilul lor și el, la fel cum sunt eu. Și acum voi stați singuri, fără părinți, da. Și cine vă ajută? Cine, cum, ce mai trebuie prin casă? Păi... Facem singuri. Vezi, ca să zic și un lucru. Noi, dacă am crescut în familie de țigani, la noi la țigani e puțin mai altfel. Și fetele sunt învățate de mici. Cum e cu curățenia, cum e cu mâncarea, cum e cu totul. Și la noi la bărbați ce ar trebui să facem, cum ar trebui să muncim, ce ar trebui să facem. Și așa că noi deja când ne-am mutat, Luisa deja știa să facă o mâncare, să înțelegi, să dea o mătură frumos în casă, când sunt eu plecat la treabă, că dacă rămâne cu casa, trebuie să aibă grijă de casă. Vei chema asta, dar tu vezi că v-ați asortat și cred că fără să vă vorbiți, tu ai cămașă neagră, pantaloni negri, tu ai pantaloni albi și tricou. Nu ne-am dat seama, deci credem că nu ne-am dat seama. Și am plecat și înaintea lui. Exact, a plecat și înaintea mea de acasă, nu ne-am... Dar tu mai ești gelos? Eu sunt gelos, da. Eu sunt, dar dacă zice că nu ar fi nasol. Da, și când ești gelos, cum faci, adică? Mă supăr, mă deranjez, dar înainte să fiu gelos, trebuie să-mi dau seama care e motivul pentru care sunt gelos. Dacă e un motiv... Păi și mai ai timp să te gândești? Stai un pic, să văd motivul pentru care sunt gelos? De telefonul încoa să vedem. Motivul pentru care sunt gelos, dă-o telefon. Știi? Ăsta e primul impact, da. Și? Și ea mie la fel mi-a telefonul dacă simte că e ceva. Adică păi da, dar tine mai e riscant acum tu cu fanele, cu toate amamă. Ce se mai întâmplă pe la concerte, nu, Maria? Nu e riscant deloc, crede-mă, Cătălin. Nu. Eu sunt atât de bun și atât... Nu știu, și în primul rând eu iau peste tot cu mine. Adică nu e moment în care să fiu singur. Singurul moment în care să fiu singur e când mă duc până la baie sau când mă duc până la magazin sau ceva. Păi adică atunci nu... se întâmplă cele mai mari nenorociri. La baie fanele. Și la magazin. Așa. Da, sarfanele și nu știi ce se întâmplă. Sarfanele, așa. Da, pe tine nu te-a schimbat faptul că ai succes, că te știe lumea din online, de la concerte. Nu te-a schimbat? Sincer, eu aș fi vrut, Cătălin, să zic că nu m-a schimbat. Și zic în continuare, dar Luiza care vede totul din exterior, tu știi? Tu Luiza, eu am zis Maria, deci tu da, ești Luiza. Da, îi spun Luiza, ok, îți spune Maria, spune cum îți dorești, cum te simți cel mai bine. Și i-am zis și că m-am mai schimbat și că văd cumva altfel lucrurile și că am alte așteptări de la mine acum. Pentru că nu mai mă ascultă 3-4 puști, mă ascultă toată România și că ar trebui să lucrez din ce în ce mai mult la asta, din ce în ce mai mult să merg la canto. Adică e cineva care te susține, da, să vii. Da, și mă sfătuiește pe tot drumul meu, crede-mă. Iar mă sfătuiește pe tot drumul meu. Te zice să te duci la canto? Da, și unor mai vinde și versuri. Dar cum îi zice? Adică tu cum îl vezi? Cum s-a schimbat el? Dar nu s-a schimbat în rău, adică... Da, nu, clar, nu de asta. Dar cum s-a bine, schimbat? S-a și maturizat foarte mult. Gândește altfel în legătură cu orice. S-a maturizat foarte mult, s-a schimbat foarte mult. E mai responsabil acum. Te ascultă? Da. Foarte mult. Voi nu trec peste cuvântul ei, crede-mă. Și dacă te treci peste cuvântul ei, e foc și pară. Mai bine nu treci. Ai trecut vreodată? Am mai trecut și știu ce înseamnă, tocmai de-aia nu vreau să mai trec. Adică jihad. Crede-mă, să bate cu bărbați. Crede-mă. E bun rău. Dă bine rău, crede, mai bine stau potor. Adică s-a întâmplat odată, ai văzut de succes. S-a întâmplat, mi-a dat-o, nu mai vreau vere că, deci dacă o să vină acolo în parc la Costinești, de-ala de dat cu pumnul, dărâmă pe ăla de dat cu pumnul, pe ăla de bate pe rumbul, pe ăla pe tot. Ia tot Costineștiul în aer, adică rupe tot. Pentru că la Costinești, tu spui că te pregătești pentru beach please, nu? Da, mă pregătesc, dar mă referam la ăla de cu pumnul, el, știi? A, la aparatele alea. Da, la aparatele alea. Okay. Luiza îl dărâmă, nu știu mai. Să știi că Luiza are ce, o surpriză pentru tine astăzi. Nu pot să crezi, ce surpriză? Păi nu știu, stai un pic, că nu mi-a zis nici ea. Stai un pic, nu trebuie să te uiți. O să fie o surpriză pentru tine. Uite, eu îl dau ei? Păi da, e... S-a dat deja surpriza! Nu, acum fii atent. Deci Luiza n-a vrut să intre în direct cu ce are aici ca să nu te prinzi tu. I-a lăsat Greta i-a dat lui Radu. Și hai să vedem despre ce surpriză este vorba. Vai de cap. Deci tu când știai că eu nu am apucat să iau nimeni pentru că am fost la muncă și n-am avut timp, eu de fapt ți-am luat ceva. Sincer, nu mă așteptam. Și știi de ce nu mă așteptam? Pentru că n-aveai un moment în care să-ți iei. M-am dus. Pentru că tu când erai la muncă, eu am putut să calculez cadoul tău, știi? Că ăsta nu-i singurul, câinele nu-i singurul cadou pe care ți l-am dat. Trebuie să le spunem și oamenilor care e tot cadou pe care ți l-am dat, știi? Adică stai un pic, tu astăzi ai luat câinele, nu? Eu astăzi am luat câinele. Nu, l-am luat de ieri, da. Iartă-mă, de ieri. Dar uite ce prietenos e Achim cu Luiza. E foarte, e foarte prietenos. Și-am dat seama că ea e... Mama. Cât ai dat pe el? Păi tu, mama aia, Cătălin. Lasă. Mama e! E pentru la televizor, așa, nu e. Lasă. Bro, nu lasă. Știu, l-am găsit bine, în fața blocului, mama e. Mai bine, l-am găsit mama e în fața blocului, l-am primit pe el, l-am luat cadou. Deci mama e ceva? Ești foarte, păi, de seama când mă aude ea, că nici nu vreau să zic vreo sumă, vreo ceva, când mă aude, moare.
cum Gabi atâția bani ai dat după câine, păi te văd ce urât e. Deja când m-a sunat, mi-a zis, mă Gabi, tu ai dat bani pe ce vrea, vezi că o să-ți roabă și mobila, o să-ți mănânce și alidașii, mai face și prin casă, o să-ți mănânce zilele. Deci și... mama s-a uitat și ce-a zis? A zis, grubi, ce urât e putea aia, mama e, e urât de tot, la cine lua? Și tu ce-ai zis? Că e foarte frumos, mie îmi place și mama a zis, du-te Gabi, că mă sperii seara de... Da, deci, mama l-a găsit, în fața blocului, dar a zis că mai are un cadou. Da, și acum să-i dau și eu, nu? Bun, și vei atent, are și un cadou pentru tine. Super, doamne, ce mă așteptăm. Și deschide mâna. Uite. Pă bune? Mamă, ai ce ți-a dat un... Te cere de bărbat. Cătării, tu poți să-l vezi, dacă vrei poți să-l iei mână, stai de el, tu te crezi mai chiar. Deci ți-a dat un inel. Dar știu că lui îi place foarte mult aurul. Și chiar îmi zicea că vrea să-și mai ia un inel. Și știam că o să-i placă sigur ăsta. Eu aveam un inel, știi? Și am zis, bă, să nu mai îmi cumpăr inele, că după aia par prea multe inele. Ai grijă prea... ce zici. A, deci nu-ți place. Dar eu susțin, frate, pentru că eu sunt. Nu, că multe inele, de asta ziceam. Da, da, da. Uite, uite, l-am desfăcut să-l dai, mamă, deci un fel și de... Bă, tu și nu te pui în genunchi? Stai că nu. Vezi că ai zis că lovește bine, Luiza. Stai că pe ăsta nu-l intră. Uite, l-a luat pe ăsta. Aha. Oameni buni, uite, așa am primit. Gata. Dar foarte frumos. Vezi că a avut timp să se ocupe și să-ți facă un cadou? Hei, e basa. Da, o nuntă pe când? Sincer, noi nu ne-am tot gândit și la asta cu nunta și așa, dar treaba e că noi avem același film și nouă nu ne place ideea de nuntă, că ea trebuie să fie mireasă, că trebuie să vină miric. Să... Adică noi să... Și mamaia, că nu se audă mamaia ce zice acum. Da, noi vrem așa un DJ acolo și party în continuare, party. Să fie, să știe toată lumea că e nunta lui Gheboasă, un fel de zi de naștere. Adică nu vreau să fie ideea cu să fim îmbrăcați, nu știu cum. Adică eu, oricum la nunta mea nu o să fiu îmbrăcat în roche albă, orice ar fi. Sau poate în roche albă, dar nu de aia de mireasă așa cu... Cu voalul și cu... Da, nu. Păi și când o să se întâmple atunci petrecerea asta? Ai de gând? Aveți de gând? Nu știm când o să se întâmple, nici nu vreau să dau spoiler, dar dacă o să se întâmple, o să fiu invitat, îți promit. Păi, perfect. Alături de Andra și alături de copiii tăi care îmi plac foarte mult. Mulțumesc. Și am auzit că și lor le place de mine, nu? Da, Gheboasa șerpoloasa, dacă nu urlau prin casă, crede-mă că... Ce-mi plac copiii tăi. Crede-mă că știu exact absolut totul. Da? Da, spune-mi ceva, tu tocmai de la Survivor, Gheboasa șerpoloasa șmecheroasa, a fugit pentru că vrei să o faci pe Luiza mamă. Da, voiam să o fac pe Luiza mamă. Și nu vreau să divulg acum aici. Dar e însărcinată? Nu e însărcinată, încă nu se știe nimic. Dar dacă o să se întâmple, o să spun. Care oricum noi plănuim cumva asta, dar nu vrem să știe lumea momentan. Mai vrem să mai lăsăm moartea puțin și apoi să-i dăm bomba, știi? Păi să uite mamaia acum să nu aibă șocuri. Păi spune să nu aibă șocuri, mamaia, dacă vezi asta te iubim și o să ai un nepoțel dacă e să fie. Deci mamaia câți ani are? 50 de ani, 57 mamaia, 58 aproape. 57, mamaia e tânără. Da, 57, da. Și e un fel de șefă? E, mai ales bunica mea, mama lui tata, e puțin cam greu cu mamaia. Greu cu ea, e greu cu mamaia. Bine, a crescut și mulți nepoți și eu înțeleg. I-a ajuns și ei să crească, adică s-au umplut paharul, știi? Când crești 7-8 copii deodată, pentru că mamaia a făcut, are 3-4 copii și toți au lăsat nepoții ei. Ia mama, îi crește. Și ne-a crescut mamaia cum a putut, cum ne-a putut, cu greu, cu... Practic ea te-a crescut, nu? Mamaia singură, fără tataia, că tataia nu mai era de când... De ce? Mama tatălui tău? Mama tatălui meu și plus mamei mele vitrege. Pentru că mama mea biologică, nu știu, e plecată, nu ținem legătura, eu am mama care m-a crescut. Dar tu ai cunoscut-o pe mama ta biologică? Da, am cunoscut-o, ba chiar recent a ieșit pe TikTok și a zis așa, a început să facă video. Bună ziua, eu sunt mama lui Gheboasă, vreau să merg la Măruță, la Acces Direct, vreau să-mi dea și mie bani. Și adică la modul ăsta și am zis, mamă, ce se poate, dacă iese pe la televizor sau pe undeva mă omoară. Asta mai trebuie, să mai iasă pe la televizor să zic că eu sunt mama lui, da, vreau bani, dați și mie bani, vă rog frumos. Dar tu când ai rămas practic, adică cum s-a întâmplat? Sau care e povestea? Deci povestea e așa, eu nu știam de asta. Părinții mei m-au făcut, după ce mama m-a născut, tata nu era, pe tata l-a arestat după, știi? Și după ce pe tata l-a arestat, mama n-a mai vrut să mă țină, știi? Adevărul, o să înțeleg cu ea, nu avea condiții. Erau tineri, da. Mama nu avea condiții, era foarte tânără. Voia să facă ceva ca să poată să mă crească. Și, mă, ce frumos ăsta, ce frumos. Și tata era la închisoare și nu avea niciun drept asupra mea. Nimeni n-avea niciun drept asupra mea decât ea.
Și nu m-a vrut, așa că m-a luat statul, m-a dat în plasament către o familie care m-au crescut, m-au botezat și mi-au dat numele de Gabi. Adică tu erai mic atunci, nu? Eu eram mic, micuț, așa eram. Cât el, adică, cât Achim, micuț. Aveai câteva luni, adică câteva luni, da. Câteva luni, așa eram, uite atâta. Și după ce m-au luat familia asta pe care, cu care eu încă țin legătura, familie pe care, m-a crescut, Cătălin mi-a dat o educație, educația pe care o am și astăzi, vorbele pe care le vorbesc astăzi și vezi că sunt foarte cizelat eu, de acolo îmi vin, pentru că eu cumva am crescut și într-un cartier de țigani și am știut cum să adopt lucrurile astea. Când stau de vorbă cu un țigan, să vorbesc mai pe țigănește, când stau de vorbă cu un român, să vorbesc mai pe românește și tot așa, înțelegi? Și familia asta m-a crescut până la 6 ani, 5-6 ani. Tatăl meu s-a eliberat, când tatăl meu s-a eliberat, el avea drepturi asupra mea, el era singurul care mai avea drepturi asupra mea. Chiar dacă nu eram pe numele lui, că era tatăl meu în acte. S-a dus repede, m-a câștigat în instanță, de la familia la care eram, în plasament. Familia la care eram în plasament, când auzi că mă ia tata, mamă, a intrat în depresie. Da. Pentru că oamenii mă crescuseră 6 ani și eram... Dar tu ți-aduci aminte momentele astea? Îmi aduc aminte momente când eram în casă, așa, dar flashback-uri, nu mai mi-aduc aminte chiar exact. Dar eu oricum știu povestea mea reală de la nașii mei, care nu m-ar minți o secundă, mi-ar zice povestea reală ca să nu trăiesc cu o impresie proastă, și de la bunicii mei, părinții tatălui meu, care eu îi cred, 100% îi cred, adică n-aveau cum să-mi vândă altă poveste. Dar în zilele noastre eu cresc cu părinții mei alături de familia mea. Părinții tăi, adică tatăl tău care și-a refăcut viața? Care și-a refăcut viața alături de mama, care mama mea când m-a luat tata și aveam eu 5-6 ani, pe mama avea 16 ani. Adică mama era un copil când mă creștea pe mine, mama mea vitregă. Și m-a dus la părinții ei, la bunicii mei de astăzi, și a zis, mamă, ăsta e copilul meu. Păi cum e copilul tău, mamă, că te abia la școală. Uite ce-am pățit, uite așa, 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 și a explicat. M-am măritat cu, uite, cu băiatul ăsta, el are un copil, aia e, trebuie să-l ține. Și oamenilor le-a fost greu, oamenii venind din Vaslui, ca să muncească aici să-și câștige traiul, le-a fost greu să creadă că o să aibă un copil care nici nu e de sângea lor. Și așa cu greu m-au crescut, cum au putut, mi-au dat să mănânc ce au avut ei, mi-au dat educația pe care o am azi, m-au dus la sporturi, la fotbal, am jucat la Chindia și ei mă vedeau cumva, adică simțeau că am ceva special, oamenii ăștia ziceau, bă, tu ai ceva special, ai eu ceva, te iubește Dumnezeu, ești ceva cu tine, trebuie să faci ceva. Și tocmai de asta m-a făcut să o iau pe drumul ăsta cu muzica, că simțeam că pot. Vrei să iei cu fotbalul prima dată? Da, prima oară eu am jucat și la Chindia, am jucat profesional fotbal. Foarte bine și acum joc foarte bine, Cătălin, foarte bine joc. Am jucat în Cupa Hagi. Am jucat alături de Petrolul Ploiești, am jucat cu Dinamo București, adică am jucat profi, frate. Păcat că, sau de fapt nu păcat, că așa a fost soarta ta, să renunți la fotbal și să te joci. Și să merg pe drumul ăsta. Dar mai păstrezi legătura cu familia care te-a adoptat? Da, n-aș avea cum. Le fac cadouri, merg de sărbători. Și știi că, eu zic că ăsta a fost și norocul fetelor pe care le-a luat după ce am plecat eu. Pentru că după ce am plecat eu, oamenii deja aveau un copil al lor, făcut de ei. Dar ei erau atât de buni la suflet și aveau un suflet atât de bun încât își doreau să mai salveze copii de la orfelinat. Și azi, bă, noi mergem din nou acum, a plecat Gabi. Hai să vedeți alți copii. Și îți dai seama, nu mai poți să înlocuiești copilul. Cât de mult te chinui, n-ai cum să înlocuiești sufletul și n-ai cum să înlocuiești. Și așa cu plânsete și așa s-au dus să ia alți copii. Și au luat două fete, două surori, Carmen și Maia, care și astăzi cresc la ei, și Carmen la facultate și Maia la liceu. Băi, dar ce familie extraordinară. Extraordinară, nu, extraordinară, ascultă-mă, extraordinară. Adică ți-a schimbat și ție viața, că nu te-a lăsat exact. În orfelinat. Și apoi și pe cele două surori, care una e, uite, la facultate și una da. E la liceu. Da, le-au schimbat viața, le-au schimbat viața complet. Oamenii ăștia sunt niște oameni de nota 10. Dar și viața ta, știi, că la un moment dat toată, multă lume știe gheboasa de pe TikTok, gheboasa de pe YouTube, te-a văzut la Survivor, dar nu știu că ai avut foarte multe greutăți în viață, poate, și că nu Cătălină, ți-a fost ușor. Am avut foarte, foarte multe greutăți, eu de mic, cum să zic eu, am jucat fotbal și cu viața asta, adică am trecut prin foarte multe lucruri rele și am văzut foarte multe lucruri la mine în cartier de mic, pe care nu ar fi trebuit să le văd și cumva astea m-au călit și m-au făcut omul care sunt astăzi, știi? Adică, da, într-adevăr, s-a suferit mult când eram micuț. Dar uite așa, când s-a suferit și chiar poate ne era greu, că era mai mulți nepoți, mama aia sucea și alerga, și inclusiv tata, inclusiv mama, alergau să ne dea să mănânce și ca noi să avem în picioare Adidas și nu știu care sau nu știu ce cămașă, oamenii ăștia au făcut ceva. Adică s-a făcut ceva ca noi să avem lucrul ăla. Înțeleg că n-a venit de undeva. Adică s-a întâmplat ceva, oamenii s-au riscat, oamenii au făcut ceva ca noi să avem. Tocmai de-aia eu le datorez alor mei tot, și sufletul de mine, tot ce am, alor mei. Eu, nu mai mă interesează ce fac eu. Că fac eu un cash, 2, 3, 4, 5 lei, la ei mei, eu mă duc și dau acasă, ajung pe ei mei cu tot ce am. Ce frumos. Nu știu dacă știi, eu, dacă
am fost și am avut o situație așa mai puțin mai complicată când eram micuț. Acum eu recent m-am bătut într-o gală, știi? Da. Și am bătut în gala asta și nu vreau să zic că am luat foarte mulți bani, dar da, pentru un salariu minim pe economie am luat foarte mulți bani pentru 5 minute. Și am zis atunci la interviu. Cât ai luat atunci? 12.000, 13.000 de euro. Nu vreau să vorbesc despre de sume, dar acum, în fine. Și acum ce am zis în interviu respectiv? Mă, eu cu banii ăștia vreau să merg în Târgoviște cu o parte din ei și să bucur copii, știi? Și am mers la plasament, am fost la casa de copii unde am fost și eu înfiat, prin programul prin care am trecut și eu, prin care trec alți copii acum. Și m-am dus ca Moș Crăciun, plin de cadouri, de jucării, de toate. Am luat și un microfon cu o box, am vorbit cu oamenii dinainte. Și am mers acolo, copiii au rămas mască, erau și niște copii cu handicap, copii. Și le-am dat cadouri, le-am cântat, am făcut un vlog din asta, chiar e la mine pe canal, la mine pe YouTube vlogul. Dacă vrei poți să te uiți la el să vezi ce fericiți au fost copiii. Nu mai interesau cadourile, adică eu le-am adus cadouri și am stat să le iau, să văd ce le iau, ce nu le iau, câți ani au, să le iau și haine, să le iau și fresh și ceva, că e bine Crăciunul, că... Le-am luat de toate, dar copiii când m-au văzut pe mine nu mă interesau, frate, deci nu mă interesau că a venit cu cadouri. Ei vă dar să stea cu să mă țină toți în brațe, pentru că erau copii care, vai de cap. Dar erau copii care sunt într-un loc în care ai fost și tu. În care am fost și eu. Și... La casa de copii, la orfelinat. Exact, acolo. Și oamenii de acolo când au văzut. Dar e frumos că tu n-ai uitat. Știi era, exact, asta mi-au zis și mie nu-mi vine să cred că tu ai venit din nou aici, ai venit prin programul prin care ai trecut tu, ai venit să dăruiești copiilor să bucurie de sărbători, să se simtă că ei pot, pentru că ei au șansa. Că eu le tot explicam copiilor, le ziceam... Dar e lacriminul când vorbești de asta. Da, eu le ziceam copiilor, într-adevăr, te ajută foarte, foarte mult școala, știi? Eu n-am avut așa multă școală. Am o școală profesională, știi? Ca studii. Dar să știi că, indiferent că a fost școala, indiferent că n-a fost școala, până m-a ajutat Dumnezeu și m-a dus pe drumul ăsta. Iar ei, dacă sunt la școală și au și o facultate și un liceu, au șanse și mai mari decât mine să ajungă ceva în viața lor, știi? Și tocmai de asta i-am sfătuit și le-am zis, frate, mergeți la școală, ascultați de părinți, că ăsta e drumul pe care trebuie să mergeți momentan. Dar dacă vreți să faceți muzică, rupeți două studio, frate, stați mai la studio. Dacă vreți să iasă treabă bună, stați, că am stat multe ore. Ca să am, adică Cătălin, ca să am 5 piese care s-au dus pe locul 1 în trending, am făcut 1000 de piese. Adică am făcut 1000 de piese ca să iasă 5 bune. La modul ăsta, adică chiar trebuie să muncești. Ai dat bătut, asta exact, contează. Chiar trebuie să muncești. Să aveți baftă și să aveți grijă de voi, asta e cel mai important, da. Și să rămâi mereu același om pozitiv. Același, și, aceeași energie. Foarte fain că ești omul ăla care n-ai uitat de unde ai plecat și că uite, te-ai întors și la copiii aceia și te-ai dus la ei și da. Ai grijă și de părinții tăi și de oamenii de toți, care au fost de toți oamenii care au fost în jurul meu. O să am grijă până nu mai pot, până simt că gata, nu mai pot eu, nu mai pot, luați să mă ia salvarea, până atunci o să am grijă de ai mei și de toți cei care mi-au vrut binele atunci când eu chiar n-aveam nicio putere. Știi? Deci, oameni buni, dacă vreți să vedeți cum a fost, căutați Gheboasa pe YouTube, căutați vlogul, găsiți și muzica și vă mulțumim mult că ați venit pe aici și vă mai așteptăm. Trebuie să facem o întâlnire de asta, să întâlnim pe Achim cu Cheluțu, adică trebuie să facem dori, întâlnire. Eu mi-aș dori, eu chiar asta am făcut, i-am dat mesajul Dorian și i-am zis, Dorian, bro, i-am zis ce fac, salut, să nu știu ce, și acum chiar vreau să-i zic ideea. Dorian, mi-aș dori să vin la tine acasă, dar nu știam sigur dacă încă iau câinele, pentru că încă n-aveam câinele. Și Dorian mi-a răspuns, dar n-am mai intrat în conversație că nu aveam câinele și nu știam sigur dacă o să iau câinele și să nu vorbesc aiurea, știi? Dar acum, Dorian, dacă vezi asta, te roagă fratele tău să mă primești la tine acasă, vin și eu cu câinele meu, să facem un vlog pentru canalul meu, dacă ai plăcere. Cu Cheluțu și cu Achim. Cu Cheluțu și cu Achim, da. Perfect, vă mulțumesc mult de tot, aveți grijă de voi. Vă mulțumim pentru invitație, Cătălin. Să vă iubiți mult de tot. Ești un om de milioane, sper să mai vin pe la tine chiar să mănânc și niște sos roșu și să nu mai cred că vrei să bagi sosul aia picante, că este iadul pe pământ. Eu îmi doresc, Cătălin, să mănânc acolo. Sosurile picante? Da, vreau. Păi nu să le gust. Nu să le gust. Păi nu, dar nu știi ce te întrebăm. Păi tocmai. Ferească-te Dumnezeu. Da? Ferească-te Dumnezeu, iar stai departe de Luiza Unan. Dacă îți spus la întrebările alea. Ai grijă ce-ți dorești. Ai grijă ce-ți dorești, că e periculos cu sosurile alea picante. Da. Îți mulțumim mult de tot, vă mulțumim mult de tot, aveți grijă de voi. Îți mulțumesc pentru invitație.